Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Următoarea știre, mi-aduc aminte că acum, nu mai știu câți ani, 6, 7, 8 ani, da, a plecat din studioul ăsta. Da. Practic, noi am vorbit prima dată de aplicația asta. Da, este vorba de aplicația Uite Barza. Uite Barza. Da. Și este o aplicație de la Societatea Ornitologică, nu de la... Da, adică nu vă gândiți că e vreun test. Vreo spital de maternitate sau ceva de genul ăsta. Spital de maternitate. Da. Așa. Maternitate de spital. Așa. Da, aplicația Uite Barza a început din nou recensământul berzelor. Așa. Tu ai văzut vreodată vreo barză în viața ta? Da, cum să nu văd. Și ai am văzut barză. Mie cel mai mult îmi place barza în zbor. Da. Dar este impresionantă. Barza fixă, mă rog. Barza fixă este și ea frumușică. Stăpă și tâlp. Barza în zbor are învergura aripilor foarte mare. Foarte mare, da. Și rămâi interzis când o vezi. Practic te oprești în drum și te uiți după barză. Ia uite barza cum trece. Ia uite ce trece în zare. Cum e? Uite lebedele. Cum e? Nu mai știu cum e, dar asta cu barza în zbor. Este foarte serioasă intervenția asta, de fapt, pentru că, până pe 19 iulie așa, putem participa cu toții la recensământul berzelor. Sunt niște păsări pe care românii le iubesc foarte mult și despre care se spune că aduc noroc dacă își fac un cuib lângă casa ta. Și dacă ieși din București și mergi prin sate, ai să vezi că sunt o mulțime, mai ales pe unde mai sunt și lacuri, bălți, ape, stâlpi. Și stâlpi. Că e nevoie și de stâlpi. Sunt o mulțime de cuiburi de berze. Deci, practic, îți instalezi aplicația, trece berzele în zare, eu mă uit, ele dispare. Ah, asta era. Da, practic se intră pe App Store sau pe Google Play și se descarcă aplicația Uite Barza. După care pornești GPS-ul telefonului în momentul în care te afli în apropierea unui cuib. Și înregistrezi locația, completezi informațiile necesare, câte păsări vezi în cuibul respectiv. E greu să le vezi de jos. Se mai văd, nu. Tipul de construcție pe care se află cuibul, că dacă sunt pe stâlpi de electricitate sau... Așa. Compania de electricitate vine și mută cuibul, în mod ecologic. Cu atenție, ca să nu riște păsările să se curenteze. Exact. Sau ceva. Și poți să înregistrezi numărul puilor dacă vezi și orice pericol care i-ar putea amenința pe aceștia. Și practic, asta este felul în care participăm noi. Faci o poză. Da, faci o poză. E felul în care putem deveni urmașii cercetătorului care a stabilit cu pix și hârtie la vremea respectivă, a constatat de fapt că berzei chioare îi face Dumnezeu cuib. Exact. Așa a început. Da. Așa. Bă, uitați și dacă berzele au amândoi ochii, era să zic toți ochii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.